într-o ședință. Cum sunteți într-o ședință? Dar vă așteptăm, doamnă. Dar, domnule, dumneavoastră mi-a spus că fie aici. Eu sunt într-o ședință, repet. Este o instituție publică. Vă pot aștepta, doamnă? Este instituție publică și noi avem programul nostru pe care trebuie să ne-l organizăm, repet. Cu domnul director general sau purtătorul de cuvânt? Domnul director general este în concediu de boală de câteva zile bune. Păi și n-are voie să fie în concediu de boală, sunteți culmea. Eu doresc să vorbesc atunci cu dumneavoastră, domnul director, nefiind aici. Eu nu sunt abilitată să vă dau interviu. Deci dumneavoastră, practic, nu vă ocupați cu nimic? Nu ai înțeles nimic din ce am spus eu până acum. V-am spus că nu sunt abilitată să vă dau interviu. Da? Dar ce abilități aveți, doamna Trușcă? Abilitățile mele sunt diverse, bine? Vă rog să le enunțați, măcar câteva. Da, bine, mulțumesc frumos, o zi frumoasă, la revedere. Așadar, aceasta este atitudinea angajaților de la DGASPC. Aceștia parcă se află în propriul conac, iar noi ca presă îi deranjăm astăzi atunci când le solicităm câteva răspunsuri la niște întrebări extrem de pertinente pe care, iată, refuză să ni le ofere. În mijlocul unui scandal în jurul morții fetiței de 4 ani care se afla în grija unui asistent maternal, cei din vârful piramidei de la DGASPC Timiș parcă fug de răspunderea publică. Având în vedere că directorul general DGASPC Timiș, Bogo Anucin, este încă în concediu de boală, am dorit să vorbim cu directorul executiv Monica Trușcă. Aceasta, în loc să ne răspundă la câteva întrebări pertinente despre acest caz șocant care s-a întâmplat în ograda lor, ne-a transmis printr-o secretară că nu ne primește și că putem pleca. Abilitățile directorului executiv DGASPC Timiș, Monica Trușcă, sunt diverse, după cum chiar domnia sa afirmă, însă nici chiar domnia ei nu a reușit să ne expună măcar câteva. Veștile bune vin din partea directorului general DGASPC Timiș, care se pare că se recuperează până mâine și revine la serviciu. Ne-am făcut o programare la domnia sa, care sperăm că va fi onorată de acesta.